Chiz, satul din inima Transilvaniei, aflat în patrimoniul UNESCO, vizitat cândva de zeci de mii de turiști, acum este pustiu. Pe străzile odinioară, pline de străini, veniți din toate colțurile lumii, bate vântul. Rar mai vezi câte o căruță sau un localnic. Pe ulițele satului Saschiz, plină cândva de turiști veniți din toate colțurile lumii, acum rar dacă mai vezi câte un localnic. Casele vechi de secole transformate de săteni în pensiuni ca să primească oaspeți de peste hotare sunt pustii. Localnicii care își dezvoltaseră o adevărată afacere din turism acum sunt nevoiți să trăiască doar din agricultură. Se pregătesc totuși în speranța că poate în curând vor avea din nou oaspeți. Trebuie încet să ne orientăm spre alte soluții, să uităm de varianta de turism de masă. Pentru o perioadă avem spațiu suficient, se pot pune și în curte mese. Mereu trebuie să ne orientăm la numărul de cazare, de cazări. Câți oameni avem, cam atâtea locuri ar trebui să ai și afară, și înăuntru, și să păstrezi acea distanță. Sătenii care și-au transformat casele în pensiuni sunt nevoiți acum să se readapteze vremurilor în care trăim, așa că toți au luat măsuri speciale în așa fel încât să fie respectate restricțiile impuse de ordonanțele militare. Suntem una din pensiunile care au foarte multe opțiuni în sensul ăsta. Avem o curte imensă, putem servi mesele la distanță foarte mare, chiar aici pe Pajiște. Camerele toate au ieșire afară, deci turiștii nu trebuie neapărat să interacționeze unii cu alții. Cu doar 2000 de locuitori, mica așezare din inima Transilvaniei este plină de istorie. Cetatea veche, care veghează asupra satului, te face să te întorci în timp cu secole în urmă, la fel și biserica evanghelică din localitate. Pe lângă peisajul sălbatic, de o frumusețe care îți taie răsuflarea, turiștii pot face diferite activități în natură. Tot felul de trasee cu bicicletele, cu vizite la stâne, la plimbări cu trăsura. Acum, oarecum anul ăsta suntem influențați de lucrările care sunt în execuție, în speță restaurarea cetății, dar e finalizată Biserica Evanghelică, turnul cu ceas. Acest tip de turism chiar prin natura lui conferă și asigură acea distanță socială necesară. În localitate de curând a fost amenajat și un camping, o alternativă de cazare în această perioadă. Specificul la camping e că terenurile pe care se așează corturile sau rulotele sunt parcelate, sunt delimitate parcelele între ele și da, din punct de vedere al distanțării fizice există poate o siguranță mai mare pentru cei care caută așa ceva și da, e o alternativă. Anul trecut, localitatea a fost vizitată de peste 50.000 de turiști, majoritatea străini. Acum, localnicii nu mai trag speranțe că vor avea turiști de peste hotare, însă speră că măcar vor veni cei din țară.